Meteorologii au prognozat vreme rece și închisă pentru următoarele zile. Astfel, sunt așteptate temperaturi sub valorile normale și precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ și vânt intens în intervalul 16 octombrie ora 14, 17 octombrie ora 12. În acest interval, ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării. Vor cădea cantități însemnate de apă, care vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat și izolat 50 de litri pe metru pătrat. Joi, valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior, astfel încât maxima va fi de 14-15 grade Celsius, fiind ușor mai scăzută decât ar fi normal în această perioadă. Cerul va fi mai mult noros și temporar va mai ploua, mai ales în cursul zilei, când și vântul va avea intensificări. Joi, în Bolintin, Ghimpați, Hotarele, Izvoarele și Comana se vor înregistra 14 grade, iar în Mihăile și Giurgiu 15 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 28 de km pe oră din direcția vest-sud. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm colană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 1-3 cm, cota probabilă 5 cm. Umiditatea aerului va fi de 76%.